Vladimir Voronin, care mai are de stat în fruntea țării doar câteva zile atunci când se întorcea de la băi și de la sanatoriile de lux de peste mări și oceane, se interesa chiar din primele secunde de după aterizarea avionului despre ceea ce face poporul. Potrivit lui Anatol Gămurari, care citează la rândul său surse demne de încredere, întrebarea tradițională a șefului statului suna cam astfel. Ce nu știu am nașă bâdlă, cac se bea vidiot? Să mă iertați. Eu când aud așa ceva, eu nu pot răbda. Așa se manifestă grija președintelui față de cei care, în alte cazuri, îi mai numește și popor. Vorbele au ieșit nu de aici colea, ci chiar de la cei care se află în virtutea funcției, ori din motiv de trădare în preajma șefului statului. Acei care sunt pe lângă ei, sunt foști de-ai noștri cândva. Au trecut, s-au vândut. Și lupii ăștia, și toldonii, și restul. Stau așa și zâmbesc când papa le spune așa cuvinte și îl bat în palme. Potrivit lui Gămurari, în acest scrutin electoral persistă riscul sporit de falsificare a alegerilor, cu atât mai mult că există dovezi clare că în 2005 s-au falsificat 10.000 de buletine de vot. Având puterea în mână, eu vă garantez că eu să sterui să facă treaba aceasta. Mai ales că astăzi e cunoscut de la dânșii chiar, din sânul Partidului Comunist, că în 2005 falsificări au fost și au fost considerabile. Căci o mașină cu folie acestea alese, ce, eu trebuie aproape 6 ore să meargă de la Ciocana până la centru? Nu. Și chiar mai altfel m-am întâlnit cu unul care era atunci în Partidul Comunist și era chiar aproape pe lângă papă, că e așa-l numesc, că e Voronin. Și a spus, a recunoscut, da, nu multe, dar la nord, acolo, la 60.000 noi am făcut. Ce nu mult, dar la 60.000 noi am făcut. Asta el personal nu mi-a spus. Sutele acestea de mii de oameni care sunt plecați după graniță, nu de dragul meu au plecat, ori de dragul său. Au fost nevoiți, i-au împins de aici. Este un genocid special făcut contra poporului acesta. Au lăsat numai atâția cât le trebuie, ca să vină banii de acolo și ei să-i pună mâna pe ei aici.